Apreciez condițiile în care dumneavoastră ați ales în această seară să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, să vă închinați într-o zi caniculară. Îl rog pe Dumnezeu canicula asta să o mute în suflet, în inimă și orice inimă să fie plină de focul Duhului Sfânt, să vibreze de prezența lui Dumnezeu. Stimate frate păstor, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, mulțumesc lui Dani pentru intermediere. Mi-am luat întăriri în seara aceasta, sunt împreună cu băiatul meu, cu Onisim botezatul junior și cu încă un frate și suntem împreună cu dumneavoastră. Sunt rusaliile și sunt convins că și dimineața ați avut un mesaj potrivit cu sărbătoarea aceasta. Un prezbiter s-a ridicat într-o biserică din America în urmă cu câțiva ani de zile și a început predica așa. Tatăl, Fiul și mai cine? Și a continuat de câteva ori. Tatăl, Fiul și mai cine? Și biserica a răspuns așa cum ați răspuns dumneavoastră. Și continuă acest prezbiter, nu știu dacă nu era chiar prezbiterian, și a zis, dragi credincioși, unde este Duhul lui Dumnezeu, spunea el, că n-am mai auzit în ultimii ani de zile pomenindu-se de existența lui. Și a început mesajul acesta, Tatăl, Fiul și mai cine. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, frați și surori, ce mai înseamnă Duhul Sfânt pentru noi? Ce mai înseamnă cinzecimea pentru sufletul tău, pentru casa ta, pentru familia ta? Pentru noi, la Ghioroc astăzi, de fapt mâine, sărbătorim 2 ani de zile de când ne-am mutat în bisericuța de care v-am pomenit data trecută și la care ați contribuit, că ați cumpărat niște cărți atunci și chiar într-un mod considerabil. Când am văzut că Dumnezeu ne-a ajutat în 52 de zile de la prima cărămidă să ne mutăm în ea la cheie, fără niciun ban, fără niciun om de afaceri, fără foarte puțin bărbați buni de lucru în adunare, ne-am apucat de a doua biserică în Arad, Betleem, 1000 de metri pătrați, mult mai mare decât a dumneavoastră ca amprentă la sol, dar mai puțin membri. E adevărat că s-a dublat, am fost 250 și de când ne-am mutat în Biserica Nouă suntem dublu. Dar ne-am apucat la biserica aceasta în 20 de luni. Adică în august s-ar împlini 2 ani de zile de când am pus prima cărămidă și noi deja de 2 luni de zile suntem mutați în ea. Pentru că puterea lui Dumnezeu e mare, pentru că noi ne bazăm pe credința în Domnul Iisus Hristos. La noi credința nu este doar o formulare, credința nu este doar o definiție intelectuală și o discuție așa arogantă între oameni. Pentru noi credința este vie într-un Dumnezeu viu și cred că și pentru dumneavoastră. Tatăl, Fiul și mai cine. Noi știm despre Duhul lui Dumnezeu câteva lucruri din Biblie, despre identitatea sa. În primul rând știm că este a treia entitate din Sfânta Treime. Și Domnul Iisus Hristos a spus, voi când eu voi pleca la cer, să mergeți în toată lumea, să faceți ucenici din toate neamurile și să-i botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și acest lucru au făcut oamenii lui Dumnezeu în toată istoria creștinismului. Mai știm despre Duhul lui Dumnezeu că este locțiitorul Domnului Iisus pe pământ. Și Domnul Iisus spune, eu mă voi duce la Tatăl, dar vă este de folos vouă să mă duc. E în interesul vostru, în avantajul vostru să mă duc. Că dacă nu mă duc, nu vine Mângâietorul. Știți cum ar suna asta? Atâtea controverse astăzi. Abia aștept să ajung acasă, dimineața am primit o idee, în timp ce un frate predica despre părerologii de serviciu, despre cinzecime. Oameni care n-au experimentat niciodată plinătatea puterii Duhului Sfânt și își dau cu părerea despre lucrarea aceasta. Și zice, măi, e în avantajul vostru, că dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul și dacă nu vine Duhul, voi sunteți slabi, sunteți morți, sunteți uscați. Ce mai contează? Ne întâlnim la mesele noastre astăzi și așa ne punem întrebări, mă, oare chiar mai e nevoie de stăruință? Mulțumim Domnului pentru fratele Ilie împreună cu echipa lui. Noi săptămâna trecută, pe toată canicula asta am avut stăruință. Dumnezeu s-a îndurat într-un mod extraordinar, cu niște daruri extraordinare și a lucrat în biserica noastră Betleem. Mai știm despre Duhul Sfânt că este Mângâietorul. S-ar putea să fie aici.
mă uitam așa, eu știți că mă uit și între oameni. Eu mă uit și citesc și printre rânduri, e un anume fel de a citi oamenii. Și să știți că la nivel macro stați foarte bine. Vă strălucește fața, așa cum spune cântarea, strălucesc fețele, cântă adunarea. Dar în privat acolo s-ar putea să fie un suflet amărât, s-ar putea să fie un psihe sau un psihic încărcat, un suflet încărcat. În seara aceasta îl rog pe Mângâietorul, Duhul Adevărului, să aducă mângâiere de orice rană emoțională. Mai amintim despre asta. Mai știm despre Duhul Sfânt că este paracletosul, apărătorul, ajutorul credincioșilor pe pământ. Asta este Duhul lui Dumnezeu. Ce mai știm despre El? 2 Timotei 2:13, că este Sfințitorul. Dumnezeu ne-a ales în sfințirea Duhului, adică prin Duhul lui Dumnezeu ne sfințim. Romani 8:14 este călăuzitorul. Toți cei ce sunt călăuziți de Dumnezeu și ce spune de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Pavel, sunt fii ai lui Dumnezeu. Înseamnă că ceilalți? Nu știu. Sunt probabil niște fii orfani. De ce? Pentru că zice Domnul Iisus, nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un mângâietor. Dragii mei, vreau să știți doar atât. Și mai încă câteva lucruri, dar vreau să știți asta. O biserică devine relevantă, devine atractivă, devine, contează în ochii lui Dumnezeu cu cât ajunge mai repede la Rusalii. Durerea mea cea mai mare este că sunt o grămadă de biserici și denominațiuni care de 2000 de ani se luptă să ajungă la Rusalii și nu mai ajung. O, Doamne, trimite Rusaliile în seara aceasta aici și vom vedea ce înseamnă asta. Și ultima caracteristică pe care o am ales-o a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt misionarul. Citea fratele păstor de aici și la mine și la dumneavoastră, apare aici jos, sfârșit. Deci după capitolul acesta urmează sfârșitul lumii, care e foarte aproape. La un moment dat ajung la serviciu și spune una dintre eleve, Diru, știți că vine sfârșitul lumii? Și am zis, yes! Și zice, hello! Am zis, eu nu aștept sfârșitul lumii. Eu aștept începutul eternității cu Iisus Hristos în cer. Noi așteptăm pe Domnul Iisus să vină. N-aștept nici Anticristul, n-aștept nici Armagedonul, n-aștept nici războaiele, al treilea război mondial. Noi, Biserica lui Iisus Hristos, așteptăm pe Domnul. Maranata, vino Doamne Iisuse și Domnul să ne binecuvinteze. În privința aceasta, dragilor, are Gabi Gorcea și speranța cântarea aceasta minunată. Refrenul spune, misionarul Duhul Sfânt e dat de Domnul pe pământ ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Și vă voi vorbi în seara aceasta câteva lucruri despre mandatul misionar al Duhului Sfânt. Uitați-vă ce spune versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic vino. Cui zice Duhul și Mireasa vino? Nu vă grăbiți. Cui zice vino? Și Duhul Sfânt și Mireasa, adică biserica, zice vino. Virgulă. Și cine aude să zică vino? Cui? Nu vă grăbiți. Și celui ce este sete să vină și să bea cine vrea apa vieții. Aici înțelegem rolul bisericii misionare și rolul Duhului Sfânt care cheamă oameni să fie adăpați la izvorul dătător de viață, la izvorul binecuvântat, la râul vieții care curge din dreapta tronului lui Dumnezeu. Rolul de misionar al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, misionarul. Frați și surori, 3 puncte o să amintesc și apoi o să încheiem în seara aceasta. Misiunea Duhului Sfânt în pregătirea lucrării mesianice și a venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Luca 1:35 ne spune așa. Vine Arhanghelul Gavril și spune, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Rețineți, nu este emanatio haris, adică Maria, nu este emanatio grația, nu ea emană har, ci ți s-a făcut mare har, adică dragă domnișoară, beneficiară a harului divin, să știi că Domnul are un plan cu tine. Și spune, uite, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu. O, stai, că e o problemă. E o mare problemă. Eu nu știu de bărbat și nu sunt măritată și părerea mea e că e imposibil.
cum se va face lucrul acesta? Dragă domnișoară, zice îngerul, stai cu minte și acum fiți atenți. Și intră în scenă, dacă ar fi să mergem pe ideea aceasta dispensaționistă a revelației a lui Millard Erickson, începe dispensațiunea Duhului și spune, Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine nu va purta ADN-ul a vreunui bărbat de pe pământ, ci se va chema Fiul lui Dumnezeu. Cine? Aici vorbim de o formă de germinare divină, o fecundare tainică. Nu înțelegem lucrul acesta. Duhul Sfânt s-a coborât peste fecioara aceasta, puterea celui preanalt a umbrit-o și ea a rămas însărcinată și l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum vreau să știți, avem o traiectorie a Domnului Iisus Hristos, cot la cot, cu Duhul Sfânt, cu Duhul lui Dumnezeu. Din Betleem, de la naștere, merge la Iordan. Atunci a venit Iisus din Galileea la Ioan, la Iordan, ca să fie botezat de el. Și l-a botezat, când a ieșit din apă, a coborât un porumbel, zbura, s-a așezat pe el, pe cap sau pe umăr, și zice, el întruchipa Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. De acolo, asta zice Matei capitolul 3, încheie cu asta, și cu afirmația Tatălui, care spune așa, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și începe 4 cu 1. Atunci Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus, sau Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Aș vrea să vă întreb un lucru și să primiți un răspuns la o întrebare. Sunteți atacați în fiecare zi. V-ați botezat și sunteți biruiți de alcool și ați reluat țigara și ați reluat berea și alte lucruri. De ce? Păi haideți să vă spun de ce. Pentru că dacă în adevăr ne-am făcut una cu El în moarte, în botez, vom fi una cu El și în viață. Adică, dacă nu suntem trișori la botez, Dumnezeu ne va da biruință în pustie, pentru că, dragi candidați la botez, dragi proaspăt botezați, vreau să înțelegeți un lucru, după botez urmează pustia și în pustie Satana controlează totul. Satana este șef peste pustie și va veni asupra ta și a venit și asupra lui Iisus Hristos. Dar pentru că a intrat în pustie mânat de Duhul și plin de Duhul Sfânt, l-a bătut pe Satana și îmi place de autorul unei cărți care zice, i-a dat 3-0 Domnul Iisus Hristos și a plecat rușinat, așa cum ne scrie cuvântul Domnului în Matei, capitolul 4. Din pustie, la Ierusalim, urmează lucrarea mesianică. Frați și surori, sunt o grămadă de cântăreți care cântă, dar ei sunt biruiți de pofte. Sunt o grămadă de predicatori care se ridică la amvon și predică, dar sunt biruiți de Satana. Predică împotriva unor lucruri de care și ei înșiși sunt biruiți. O, iubiți cântăreți, îl rog pe Dumnezeu astăzi, înainte să mă ridic să aduc o jertfă, înaintea adunării, înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dăm biruință în pustie împotriva diavolului. Nu uitați că ne luptăm cu un diavol biruit de Iisus Hristos, care a zdrobit capul șarpelui la calvar. Ferice de acela care prin Iisus Hristos înțelege că e biruitor și spune cântarea, biruitorii pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu. Ei stau în față și n-au nicio frică. De ce? Că au biruit pe baraulul cel rău. S-ar putea, dragă domnișoară, să fii biruită de o grămadă de lucruri. S-ar putea, dragă doamnă, de ani de zile să te lupți cu Duhul acela de defăimare și de bârfă și să nu mai scapi și să nu mai vezi limanul. O, tu trebuie să-l birui pe diavolul, că altfel, dacă nu-l birui, te biruie el. Și asta înseamnă moarte spirituală și asta înseamnă, poate însemna și moarte fizică. Pentru că la Ierusalim te întâlnești cu interpușii Satanei, care ocupă fotolii duhovnicești, care ocupă fotolii religioase mai bine decât duhovnicești. Și Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satana, când l-ai biruit pe șeful subalternii lui, e mult mai ușor. De acolo din Ierusalim urmează Golgota. Și sunt o grămadă de oameni care vin după un an de zile de la botez. Nu mai vin la adunare. Dar ce s-a întâmplat? M-a supărat o soră, m-a supărat un frate. Dragă soră, bun venit la Golgota. La Golgota, la Gabata, se lovește în tine. Fără milă.
Dar dacă tu n-ai fost serios la botez, dacă tu n-ai fost serios în luptele tale cu tine însuți, dacă nu ți-ai răstignit firea pământească, păi normal că ești bosunflat și dezamăgit și nu mai vii la adunare. De ce? Pentru că tu în privatul tău de fapt ai probleme. N-ai probleme cu el. M-au lovit, dar nu mă doare. M-au jignit, dar nu mai ești. În teologie se numește aceasta o stare de beatitudine, de euforie permanentă, care te face imun la atacurile vrăjmașului. Știți, aici avem una dintre accesoriile Duhului Sfânt, armurii Duhului, este scutul credinței. Dacă Biblia ar fi fost scrisă astăzi, ar fi zis, luați și scutul credinței, care stinge toate proiectilele demonice ale diavolului, stinge toate rachetele supersonice ale diavolului trimise spre casa ta. Stimată soră, unde-i scutul credinței? Unde-i scutul credinței de peste casa ta, de peste sufletul tău, de peste familia ta? Pentru că, dragilor, dacă nu biruim la Golgota, există o problemă. Vom avea mari probleme în fața morții. De aceea spune Pavel, iată sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Știți ce înseamnă asta? Sunt pregătit să mor. De ce te temi de moarte? Iertați-mă, fac o predică aceasta, am început-o dimineață la noi, dar n-am terminat-o, că am spus o poezie mai lungă și în seara asta sper să o termin. Și zice diavolul, fraților, zice Sfântul Apostol Pavel, fraților, azi noapte am avut un vis care m-a făcut să... cel puțin caragios. Dar ce s-a întâmplat? A venit moartea cu gluga în cap, cu coasa. Și tot făcea tot felul de scheme, tot felul de sunete ciudate. Și eu am întrebat-o, ce ai mai dă-ți gluga, luminează-ți fața, cine ești? Eu sunt moartea. Tu ești aia pe care a biruit-o Hristos la Calvar, să știi că nu mai este frică de tine. Dar de ce nu mi-e frică de tine? Pentru că am fost serios la botez? Pentru că l-am biruit pe Satana în pustie? Pentru că în privatul meu am biruit războiul cu firea pământească? Pentru că sunt în Iisus Hristos? Pentru că am îndurat toate injurile? Nu sunt în tribunal cu nimeni? Nu am niciun conflict deschis cu nimeni? Aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Slăvit să fie Domnul! Fie că mor, fie că trăiesc, sunt al Domnului. Dragilor, știți cine vă dă această putere invincibilă? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Apoi, misiunea Duhului Sfânt în viața personală. Misiunea Duhului Sfânt în convertirea și sfințirea personală. Uitați-vă care este misiunea Duhului în viața ta și în viața mea. Duhul Sfânt ca misionar în folosul meu și al tău. Vă este de folos să mă duc. Primul lucru, primul mandat, prima misiune pe care o are Duhul Sfânt în viața unui om, zice, când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Trei lucruri trebuie notate aici, în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Le luăm pe rând. Când vine Duhul lui Dumnezeu, rezolvă problema trecutului tău. S-ar putea să fii doamnă, s-ar putea să fii domn, s-ar putea în copilărie să fi fost victima unui abuz din partea unor oameni fără frică de Dumnezeu. Și te urmărește toată viața ta. S-ar putea în trecutul tău, așa cum a venit o doamnă la doamna mama și a spus, Elena dragă, la talpa iadului mă duc. 36 de avorturi am la activ. Știți ce face Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu vine și spune, mă, lucrul ăsta e păcat. Mă, a minți este păcat, a face evaziune fiscală e păcat. A batjocori pe slujitorii Domnului e păcat. Și ne răscolește interiorul nostru. Vai de biserica aceea în care vin oamenii și se simt comozi și continuă să păcătuiască comozi, fără mustrări de conștiință. Le spuneam dimineață la noi, atât să veniți aici până când Duhul Sfânt vă mustră pentru păcatul din viața dumneavoastră. Când veniți cu păcatul și strați comozi pe bancă și vă duceți acasă și puteți să păcătuiți fără să aveți mustrări de conștiință, nu mai veniți aici, că nu mai e un loc sigur pentru voi. Frați și surori, Duhul Sfânt rezolvă problema trecutului. Nu știu ce traume ai, habar n-am. Când am avut ultimul seminar aici la dumneavoastră, când Dani m-a chemat la tineret, au fost foarte mulți tineri, a fost plină biserica. Am primit mesaje în privat de ori de la oameni care au avut o grămadă de traume, care au fost victimele multor lucruri și vreau să înțelegeți
Când vine Duhul lui Dumnezeu și intră în inima ta, nu căuta psihologic problema, nu căuta, nu știu cum, caută în izvorul de viață a Duhului Sfânt. Când vine Duhul lui Dumnezeu, îți dă putere să ierți, dragă soră. Citiți printre rânduri că s-ar putea să fie paranteze profetice. Ești în tribunal cu sora ta de ani de zile. Și ce te aștept? Să vină Domnul? Și speri să mergi în cer? Stai cu minte. Stai cu minte. Știți că o simplă neiertare poate să creeze foarte mari probleme, poate să dea niște psihoze, poate să genereze boli psihice. Eu am întâlnit oameni bolnavi psihic, obsedați, din cauza neiertării. Din cauza neiertării. Și tu ești, s-ar putea aici, și zici, nu pot, frate, m-am dus la psiholog să mă ajute. Nu. Cere Domnului să te umple cu Duhul Sfânt și vei putea să ierți și vei putea să te vindeci de toate traumele emoționale. Lumea aceasta vinovată, vine Duhul lui Dumnezeu, se instalează în fotoliul justiției personale, al conștiinței tale și începe să facă curățenie. Vezi că asta e păcat? Vezi că ai trântit ușa în nasul lui maică ta? Vezi că fumezi în ascuns? Vezi că furi bani din casă și îi bagi în Brawl Stars și în Roblox și în Minecraft. Vezi că ai ajuns dependent de cazinouri și de jocuri de noroc. Vezi că bagi banii binecuvântați a lui Dumnezeu, băiete, în pariuri sportive și vine Duhul lui Dumnezeu și zice, asta e păcat? Vine în conștiința ta și spune, dacă nu-l rezolvi, plata păcatului este moartea. Mă, într-o zi mori. Mori. De aceea, acesta este mandatul Duhului Sfânt care vindecă problemele acestea și îți aduce mustrări de conștiință și stai acolo în bancă și simți ca o presiune la nivelul tâmplelor tale, la nivelul conștiinței tale, că tare, tare doare conștiința, să știți. Doare groaznic. Și vine tot Duhul Sfânt și spune, dar stai un pic, stai că n-am terminat. Eu te-am speriat acum un pic, ți-i groază. Dacă te oprești aici, mori. Plata păcatului e moarte. Dar am o veste bună în ce privește neprihănirea. Să știi că în urmă cu 2000 de ani Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Și poți să fii iertat. Zice, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea. Auziți? Adică te faci vinovat de neprihănirea în care puteai să-i umbli și n-ai umblat. Ai avut șanse să fii pocăit și n-ai fost. Ai avut șanse să te împotrivești, să ciocnești paharul de șampanie cu colegii tăi când ai fost în training de pregătire la Sinaia și ai refuzat asta și ai ciocnit paharul de șampanie cu ei și zice Duhul lui Dumnezeu, asta nu-i bine. Vezi că te fac vinovat în propria ta conștiință de faptul că ai avut harul să trăiești în neprihănire și n-ai trăit. O, dragilor, există pentru umblarea în neprihănire răsplată? Dar pentru aceeași neumblare, neprihănire, există o pedeapsă. Ești vinovat pentru asta. În ce privește neprihănirea, protejarea bucuriei prezentului. Știți ce face Duhul lui Dumnezeu în misiunea Lui? Noi avem în mintea noastră niște supape ale conștiinței înfundate. Păcătuim fără rușine. Și vine Duhul lui Dumnezeu și desfundă supapele astea și încet, încet îți dai seama că există și altceva. Este opera de mântuire lucrată cu o precizie milimetrică, chirurgicală de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este asistă nașterea din nou. Și aici avem o problemă. S-ar putea să fii în seara asta aici și să zici, despre ce vorbește Domnul ăsta, că eu habar n-am. Eu n-am citit în Biblie niciodată, sau vorba lui Anid despre tâlharul. La altar n-am adus jertfă nici o mierlă decât sunt. Ce fac eu acum, Doamne? Păi pentru mine iadul este pregătit. Da, iadul este pregătit. Dar, ascultă, uitați-vă și zice, eu m-aș pocăi, dar ce fac dacă nu pot ține? Cu minciuna asta puierilă, atâta de simplistă și atâta de nejustificată, de nu vă puteți imagina. Duhul Sfânt asistă, supraveghează, mântuirea inițială. El îmi deschide mintea și zice, băi, ești păcătos. Acum fiți atenți. Mă botez, intru în familia lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt asistă la mântuirea mea inițială și la mântuirea mea curentă. Adică vine Duhul lui Dumnezeu și spune, dragă fată care te-ai botezat și iar ai mințit. Dragă băiat care te-ai botezat și iar ai fumat o țigară.
Am o veste bună pentru tine. Nu încerca prin puterile tale să duci neprihănirea. Hai să spun un secret, zice Duhul Sfânt la urechea ta. Cel care a început această bună lucrare a mântuirii în tine, el o va duce la bun sfârșit. Aleluia lui Dumnezeu! De aceea nu te mai bizui pe puterile tale. Cine face aceasta? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mă asistă în mântuirea curentă. Mă asistă în facerea faptelor neprihănite ale sfinților. Și în același fel zic, da, voi putea eu oare să duc până la final? Dumneavoastră, frați și surori, 65 de ani plus, când stau de vorbă cu frații, sunt șocați puțin de evoluția tehnologiei, sunt dați puțin peste cap de situațiile pe care le văd și încep să plângă. Oare voi reuși eu să ajung până la final? Dragi frați în vârstă, cel care v-a ajutat până aici, vă ajută până la ultima clipă din viață și vă ajută să ajungeți în veșnicia lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Domnul și din toată inima și nu vă bizuiți pe puterea și înțelepciunea dumneavoastră. Securizarea mântuirii. Deci, rezolvarea problemei trecutului, securizarea mântuirii și umblarea în neprihănire și ultima misiune în viața mea personală, garantarea unei perspective sigure. Bine, diavolul a venit o doamnă după ani de zile, 40 de ani de zile de la botez și zice, ori o fi ceva, ori n-o fi după. Oare chiar atât de tare să fi lovit satana în mintea ta? Să pui la îndoială veșnicia lui Dumnezeu? Să pui la îndoială împărăția lui Dumnezeu? Tu, prințesa lui Iisus Hristos, te îndoiești de regele tău? Și ne garantează un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11, asta ne garantează Duhul lui Dumnezeu. Garanția permanentei însoțiri, Matei 28:20. Mă vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici din toate neamurile. Și parcă îi vede Domnul Iisus Hristos pe ucenici tremurând. Bă, dar nu vă temeți, măi copii, iată că eu sunt cu voi, măi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului, prin Duhul Sfânt. Dragă soră, de ce tremuri cu diagnosticul în buzunar? Iisus Hristos este lângă tine. Simte vibrația prezenței Duhului Sfânt în seara aceasta. Simte undele ultrascurte ale Duhului lui Dumnezeu la nivelul minții și a sufletului tău. E lângă tine. Ce frumos cânta fratele de aici, minunat. E lângă tine iar. Să-i simți prezența Lui divină. E lângă tine. E acolo. Pune mâna în dreapta ta să vezi că e Iisus Hristos lângă tine. Ce vezi, Eremia? Văd un vegheator. Eremia, ai văzut bine. Să știi că în sfârșit s-a dus ceața de pe tine. Eu veghez, măi, fiecare copil al meu. Îl ajut. Îl păzesc de ispite. Îl păzesc de atacurile demonice. Și îl ajut până la final. Garanția răpirii. Știți care este obiectivul Duhului Sfânt? Și aici vă rog să fiți atenți. Obiectivul lui este să aibă domiciliu permanent în sufletul nostru. În momentul în care noi ne-am botezat, în momentul în care am mers la stăruință și Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, se întâmplă ceva. Trupul meu și trupul tău devine templu al Duhului Sfânt. Dragi domnișoare și dragi domnișori și doamne și domn, nu desacralizați templul Duhului Sfânt. Am întâlnit în viața aceasta foarte multe temple profanate, foarte multe temple desacralizate. Veniți să ne întrebați dacă aveți voie să vă faceți tatuaje, dacă aveți voie să vă puneți înapoi lănțuge și cercei și alte lucruri și din astea flori de... coji de semințe de dovleac și să băgați mâinile în ketchup. Ne mai întrebați după 20 de ani de pocăință lucrurile astea. Nu profanați templul Duhului Sfânt cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Noi care am început în Duhul, ajută-ne, Doamne, să sfârșim în Duhul și nu în firea pământească. Este inadmisibil și disgrațios pentru un pocăit să se drogheze, pentru un pocăit să se îmbete în privat, la o biserică departe de aici de dumneavoastră, la mii de kilometri. Am avut o paranteză la cină despre paharul dracilor.
Și a fost un pic mai mare. Ne-am dus acasă, m-a dus fratele la frigider, avea un bax de bere, zice, frate, am știut că vii cald aici la noi. Bineînțeles, l-am trimis cu ea la container, a dus-o la container, a venit înapoi și a început să plângă, zice, durerea mea cea mai mare și care, frate, că surorile au grup pe WhatsApp, în fiecare seară ies la bere, la terasă. Dragi surori, atunci prima dată am înțeles versetul din 2 Tesalonicen, din 2 Tit capitolul 2. Spune că femeile în vârstă să fie așa, așa, așa și să nu fie dedate la vin. A, frate, vine medicul și spune, uite, dacă vrei să stimulezi lactația, trebuie să bei bere ca asta. Și după aia vine după 15 ani de zile, frate, copilul meu e alcoolic. Păi da, dacă tu i-ai dat lapte îndoit cu bere, tu acum vii. Păi da, el deja se duce după gustul pe care îl cunoaște. Dragilor, nu vă îmbătați cu apă rece. Nu vă îmbătați nici cu alcool. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, în contrapondere, fiți plini de Duh. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Și nu mai avem întrebări din astea. Nu mai avem preocupări lumești de doi bani. Nu mai avem preocupări din astea demonice pe care le are lumea, Dumnezeul veacului acestuia. Și noi avem preocupări sfinte. Dorim darurile Duhului Sfânt și roadele Duhului Sfânt. Și în final, misiunea Duhului Sfânt în viața bisericii locale și universale. Care este misiunea Lui? În primul rând, definirea identității bisericii în Iisus Hristos. Eu consider, părerile teologice sunt împărțite, pot și eu să-mi zic părerea, eu consider că biserica s-a născut odată ce capul ei, care este Hristos, s-a născut și a început să se boteze oameni, iar la Rusalii este definită publică identitatea bisericii. Îi se face buletin. De astăzi înainte ai carte de identitate. Biserica lui Iisus Hristos. Rusaliile este piatra de căpătâi a bisericii mature și recunoașterea bisericii la nivel mondial. Imaginați-vă în atot știința sa, în providența sa Dumnezeu, cum a ales momentul acela al Rusaliilor când erau acolo din toate limbile posibile, care au putut să ajungă din toate. Și zice, mă, îi auzim vorbind în limba noastră. Ăla în limba lui s-a dus în țara lui. Gândiți-vă dumneavoastră că în Etiopia, religia de stat este creștinismul și nu știu dacă nu cumva numără undeva la 4 milioane sau 4 milioane de creștini. Pentru că un om căruia i s-a vorbit în limba lui s-a dus, un misionar, un famen, și-a predicat Evanghelia. Deci biserica are o recunoaștere mondială în toate limbile de circulație internațională ale vremii. Biserica lui Iisus Hristos la Rusalii. Care a fost misiunea Duhului Sfânt la Rusalii? Să facă cunoscută biserica pe pământ și cu repeziciune, într-un mod vizibil, într-un mod public, într-un mod perceptibil și concret, se prezintă, dă o forță bisericii extraordinară și apoi după aceea se ridică Petru plin de Duhul Sfânt și are loc cea mai mare expansiune a bisericii. La o singură predică se pocăiesc 3.000 de oameni. Asta este misiunea Duhului Sfânt, iubită biserica lui Iisus Hristos. Mă uit la dumneavoastră, una dintre cele mai mari biserici române, cred că din Europa sau dacă nu cumva și din lume. Vreau să știți un lucru. Știți ce vreau eu să cred și cred că fratele păstor este de acord cu mine? Că această biserică s-a înmulțit cu ajutorul Duhului Sfânt. Era cântarea, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Prin semne și prin mari minuni, biserica se înmulțea. Deci, definirea identității bisericii la Rusalii. 2. Echiparea bisericii. Mai acum v-am făcut cunoscuți. Acum fiți atenți, oamenii au așteptări de la voi. Vor veni, zice că acolo era un om, dus și pus în fiecare zi la poarta templului care se cheamă Frumoasă. Și omul acesta se uita cu băgare de seamă la Petru și Ioan și aștepta să capete ceva de la el. Dragă soră, de ce crezi că acea colega ta de la locul de muncă agață în fiecare zi în tine și te jignește? Și te jignește și lovește în tine sau chiar soră din biserică? Am să judec între oaie și oaie, zice Domnul, la un moment dat și voi judeca între cele grase care lovesc cu cornul în stânga și în dreapta. S-ar putea să vii în adunare și să fii lovită în coastă de cornul unei oi care a împrumutat cojocul lupului. Și probabil că zici, dar de ce atâta? Păi ce te aștepta? Tu t-ai
declarat că ești copilul lui Dumnezeu. O mărturie publică în fața demonilor și a îngerilor și a oamenilor. Femeia aceea are niște așteptări de la tine. Aștepta să capete ceva. Dar stați liniștiți, pentru că Duhul Sfânt are daruri, vine cu darurile Duhului Sfânt. Și avem în 1 Corinteni 12 cu 14 la 6. Avem daruri ale Duhului, avem slujbe ale Fiului și ale Bisericii lui Iisus Hristos. Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, păstori și învățători. Și avem lucrări și același Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat lucrări, handmade, ajutor, croșetat, împletit, mâncare, frământat, făcut sarmale, cu mâinile. Nu trebuie neapărat să ai nu știu ce dar superior să slujești lui Dumnezeu. Sunt într-adevăr daruri speciale pe care le are fratele Ilie, pe care le au frații proroci, sunt slujbe pe care le au frații care vă predică, dar sunt lucrări pe care le poate face oricine. N-ai nevoie de diplomă, n-ai nevoie de ordinare, n-ai nevoie de calificare, pur și simplu lucrează. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. De aceea, dragilor, să lucrăm câtă vreme este zi. Ne dă daruri. Bun, și acum ce fac cu darul? Stai, măi, că nu s-a terminat. Vedeți ce înseamnă să ne oprim în cursul nostru? Vedeți ce înseamnă să ne mulțumim cu botezul în apă? Vedeți ce înseamnă să ne mulțumim cu un botez cu Duhul Sfânt în urmă cu 20 de ani și de 20 de ani doar 3 cuvinte rostite în altă limbă și avem impresia că avem pașaportul și așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să vină? O, nu! Spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, misionarul, cine aude și celui ce îi este sete să vină și să bea apa vieții fără bani și fără plată. Dragilor, câtă vreme este abundență, vin cu butoaiele după mine la adunare să am rezerve ca atunci când va veni Domnul să fiu plin de Duhul lui Dumnezeu. Nu vă mulțumiți cu puțin, izvorul curge. Dumnezeu l-a dat, Dumnezeu dă. De aceea doriți-vă plinătatea Duhului Sfânt. Nu vă pot explica. Iertați-mi entuziasmul, probabil că, știu eu, vine și de la ce am avut 5 seri de stăruință unde ne-am dus. Prima seară au fost 2 rugăciuni a câte oră. Următoarele 4 a fost o singură rugăciune de 2 ore, 2 ore și un sfert, 2 ore și 10. Și acum cumva simt așa că dă pe din afară și iertați-mi poate entuziasmul și expresivitatea, împuternicire prin cuvântul lui Dumnezeu, prin autoritate împotriva forțelor oculte. Dumnezeu a dat putere slujitorilor să exorcizeze. M-am dus cu unul dintre frați, fratele Ion Doboș, la o exorcizare și la un moment dat am început să ne rugăm, a început demonul din ea să vorbească. Cine ești tu? Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, a spus el. Pe tine te întreb cine ești. Cum te cheamă? A zis că îl cheamă Cain. Și de unde vii? Într-un băiat mort. Să te duci înapoi. Nu vreau. Îți poruncesc în numele lui Iisus să te duci. Și a plecat. Dragă biserica lui Iisus Hristos, dragi preoți, revendicați-vă statutul de preoți pe care Dumnezeu vi l-a dat în casele dumneavoastră. Aveți autoritate să prorunciți împotriva duhurilor care vă chinuie copiii cu alcool, cu droguri, cu neascultare. Dacă viața noastră de părinți și tați și soți ar fi curată, am avea autoritate, am porunci munților să se mute în mare, dar nu mai avem și suntem anxioși și suntem fricoși. Cum vine câte un duh din ăsta, imediat intrăm în panică. N-ar trebui. Aveți autoritate, Duhul Sfânt este cu dumneavoastră. Misiunea Lui este aceea de a ne împuternici, de a ne da autoritate împotriva forțelor oculte. Și tot Duhul Sfânt ne ajută, misiunea Lui este de a ne ajuta în mărturisirea publică a bisericii. Ce m-am bucurat că ieșiți în parc. Parcul Rozelor, frumosul parc, romanticul parc în care m-am plimbat și eu cu soția în vremurile bune, în vremurile astea și mai bune, când deja avem copilași, ne plimbăm și în alte parcuri. Dar vreau să vă spun, e cea mai mare lucrare pe care o puteți face. Anul trecut, vara trecută,
Am primit autorizație de la primăria din Arad, în Parcul Eminescu, din spatele primăriei, în fiecare duminică, 3 luni de zile, de la 8 la 9, în fiecare duminică, cu biserica, toată biserica, am slujit în parc. 2-3 cântări, o predicuță de 5 minute, 2-3 cântări, o predicuță de 5 minute, mii de oameni au auzit Evanghelia. Duhul Sfânt, misiunea Duhului Sfânt este aceea, de a da putere bisericii în expansiune, în afară, dincolo de ziduri, dincolo de garduri, ca să audă și alții Evanghelia. Și știți ce mai face Duhul Sfânt? Și cu asta închei. Duhul Sfânt mai face o lucrare extraordinară. Asistă mugurașii roadei, asistă florile pe care vulpile mici le distrug de la via în floare, asistă fructul crud ca să ajungă la coacere. Dumnezeu, știți ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Știți ce înseamnă darurile Duhului Sfânt? Că Dumnezeu creditează contul meu personal, spiritual, și eu trebuie, când mi s-a creditat contul meu personal, imediat, de îndată, ca robul bun și credincios, să-l investesc în ceva, că vine stăpânul și îmi cere socoteală. De când ai fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, de 35 de ani, când Dumnezeu ți-a creditat contul vieții tale, dragă soră, dragă frate, în ce l-ai investit? Talentul tău a mai adus și alți talanți. Am la final, după ce cele șapte persoane care au fost botezate de Domnul, am spus să ridice mâna sus aceia dintre dumneavoastră care ați primit diversificare a vorbirii în alte limbi a rugăciunii. Și cred că au fost 20 de persoane, nu le-am mai numărat. Am pierdut rândul mâinilor ridicate pentru că harul lui Dumnezeu este felurit. Dragă biserică, nu vă putem explica, nimeni nu poate explica, e atât de minunat lucrul acesta. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Permiteți-mi o scurtă recapitulare. Duhul Sfânt, misionarul. Raportați-vă la Duhul Sfânt ca la cel care este misionarul cerului pe care Dumnezeu l-a lăsat în trupul tău, care devine templul Duhului Sfânt. Slujește-i Domnului cu toată bucuria. Apoi, misiunea Duhului Sfânt în viața personală, ce face? Rezolvă problema trecutului. Dacă ești aici și zaci în păcatul tău, nu există suferință mai mare decât păcatul. Lumea zace în cel rău. Am o veste bună pentru tine. Așa zice Duhul Sfânt în seara aceasta. În sângele lui Iisus Hristos este iertare pentru tot trecutul tău. Mi-ai șters pentru veci tot trecutul prin sângele curs la calvar. Mi-ai schimbat temerile și fricile și depresia într-un cânt glorios. Sunt liber acum. Oh, ce mare har! Ești liber în numele lui Iisus Hristos. Să pice cătușele diavolului jos. Să pice legăturile drogurilor și alcoolului și a vorbirii de rău. Fii liber! Duhul Sfânt te face liber și dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Mărire lui Dumnezeu pentru asta. Ce mai face Duhul Sfânt? Securizează mântuirea ta. Nu mai lăsa, nu mai permite diavolului să atenteze la identitatea ta în Iisus Hristos și să spună, vezi măi, mai e Dumnezeu cu tine? Da, că mi-a promis că va fi cu mine la spital, la maternitate, când sunt internat în COVID, în necazuri, e lângă mine. Și dacă El mi-a promis, cu siguranță este lângă mine și garantează o perspectivă eternă extraordinară. Zice că era un bătrân care era surd, era în adunare, n-auzea nimic și era nelipsit de la adunare. A venit satana la el și a spus, bă, Ionică, mă întuzi bazoc de tine, dar nu te mai duce, mă, la adunare. Dar pentru ce te mai duci, oricum n-auzi nimic? Să te mustre Domnul satană. Mă duc la adunare să știi tu de partea cui sunt. Să știi că-s de partea lui Iisus Hristos. Și dacă n-aud nimic, dar mă vezi acolo în mijlocul oamenilor neprihăniți, ăia sunt toată plăcerea mea. E, uită biserica lui Iisus Hristos. Într-o zi ca astăzi, Dumnezeu ne-a dat identitate. Cea mai sfântă și minunată și frumoasă instituție de pe fața pământului este biserica lui Iisus Hristos. Cea mai frumoasă mireasa care se pregătește pentru răpire. Îmi doresc din toată inima bisericii din Betleem, bisericii Muntele Sionului din Gheoroc, bisericii Elim din Arad, Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt, să lase daruri de descoperire, să lase daruri de tămăduire, de cunoștință, de înțelepciune,
înțelepciune, daruri, toate darurile, să le avem din belșug în adunare. Așa văd eu biserica aceea care l-așteaptă pe Domnul, biserica aceea care va fi răpită, o biserică plină de Duhul Sfânt, o biserică plină de roade, ori de câte ori. Și vă rog să răspundeți ca la binecuvântare, că e încheierea. Ori de câte ori un cântăreț se ridică să cânte spre slava lui Dumnezeu, doresc ca Duhul Sfânt să lase ungere peste el. Ori de câte ori un slujitor al altarului se ridică la amvonul bisericii, Duhul Sfânt să profețească prin gura lui și Domnul să vă umple cu Duhul Sfânt pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați suportat și doresc ca Domnul să rămână în fiecare familie și în fiecare casă. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Am avut îndemnul acesta, îmi cer iertare că nu mi-am urmat simțul acesta, dar Domnul a călăuzit pe fratele păstor. Vă rog să stați în atitudine de închinare. Permiteți-mi să fac o rugăciune, așa cum m-a călăuzit Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că lumea zace în cel rău. Meditează la viața ta și îl las pe Domnul să călăuzească profetic rugăciunea aceasta. Tată, vin înaintea ta. Te rog, Doamne, pentru lacrimile acelor mame care stau zi și noapte și strigă înaintea ta, pentru fetele și băieții lor. Au văzut că lipsesc bani din casă, au hoți în casa lor și banii aceștia sunt băcați în aparate, în cazinouri, în droguri. Doamne, Dumnezeul nostru, înseamnă că acești tineri sunt sub blestemul păcatului. În numele lui Iisus Hristos, te rog, Tată, rupe blestemul drogurilor, rupe blestemul alcoolului, rupe blestemul divorțului, Doamne. Lasă biruință și binecuvântare. Îmi doresc o biserică de la Rusalii, o biserică plină de Duhul Sfânt. O, sunt o grămadă de tați dezamăgiți care și-au pierdut autoritatea în fața propriilor copii, fără să-și dea seama. Propria soție i-a dezbrăcat de autoritate, i-a umilit în fața propriilor copii și bărbații aceștia nu mai au niciun cuvânt în casă. Doamne, mă rog pentru ei să le vindeci rănile, să le dai autoritatea de preoți, dar mă mai rog pentru aceste, Doamne, să le ajut să înțeleagă că dacă preoția este șubredă, Satana atacă în casa aceea, casa aceea e vulnerabilă. De aceea te rog, Doamne, dă-ne înțelepciune prin Duhul Sfânt. Lasă darul înțelepciunii, Doamne. Îți mulțumim că te-ai prezentat la noi. Mă rog, Doamne, pentru tinerii aceia anxioși. Stau fetele și spun, au trecut anii. Mă apropii de 30 de ani, stau băieții și spun, mă apropii de 40 de ani, n-am reușit să mă căsătoresc. Doamne, te rog, pentru acești tineri deosebiți care s-au implicat în slujire, mai adu-le aminte odată că le-ai dat un viitor și o nădejde. Păzește-i de resemnare, păzește-i de descurajare și în numele lui Iisus Hristos te rog să ridici o cara de peste sufletul lor. Mă rog pentru mamele acelea care nu pot să aibă copii. Doamne, Dumnezeul nostru, câtă ocară au îndurat și ele din partea unor mame ca Penina, care au înțepat și au înțepat și au înțepat și s-au făcut niște răni atât de adânci. Te rog, Doamne, să dai acestor, Doamne, înțelepciune și puterea de a ierta și îți mulțumim că Tu aperi cauza. S-ar putea să fie o văduvă uitată de lume, un văduv uitat de lume, Doamne. Adu-le aminte în seara aceasta că Tu din cer te-ai oferit voluntar să fii apărătorul văduvei și a orfanului. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru. Dacă în seara aceasta este aici vreun pacient care are vreo boală incurabilă, Doamne, te rog să-i dai credință și să-i aduci aminte că Tu ești El Rafa, Dumnezeu care vindecă. Adu vindecare în numele lui Iisus Hristos. Vindecă depresia, Doamne, vindecă anxietatea, Doamne, vindecă relațiile dintre soț și soție. Iubirea Ta, Doamne, să fie la rang de cinste. M-am rugat în numele lui Iisus. Sunt atât de convins că m-ai ascultat și sunt atât de convins
că unii dintre frații mei și surorile mele chiar de astăzi vor vedea schimbări vizibile în viața lor, în ziua cercetării lor, Doamne, să dea slavă numai numelui Tău, că Te-ai prezentat în adunare, că Ne-ai făcut parte de Rusalii. Nu e doar o sărbătoare cu roșu în calendar, ci este o realitate vie, vibrantă, pe care o simțim în inimile noastre și în sufletele noastre. Pentru toate, în numele Lui Iisus Hristos îți mulțumim, Tată, Te onorăm și Te binecuvântăm în veci de veci. Amin. Amin. Amin.